Astăzi a fost predat amplasamentul și chiar au demarat lucrările la Centrul de Reabilitare Socială pentru Copii în Situații de Risc. Edificiul este partea unui proiect în care parteneri sunt Primăria Municipiului Baia Mare, Colegiul Național Mihai Eminescu și Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, dar și HHC România. Un proiect care vizează 230 de copii cu servicii, în special servicii after school, servicii și pentru copiii care vor fi găsiți apelând la mila publicului. În 8 luni de zile acest centru va fi funcțional, astfel încât din nou municipiul Baia Mare este în evidență prin faptul că este singurul municipiu reședință de județ care are 3 finanțări pe fonduri norvegiene. Centrul va funcționa pe strada Arieșului din Baia Mare. Durata de realizare este de 8 luni, dar constructorul speră să reducă termenul cu 30 de zile. Lucrarea este fără o complexitate mare, dar totuși un finisaj de dorit și la nivel european. Sper că constructorul, după ce m-am documentat despre constructor, va face față și sper să reducă termenul de execuție prevăzut în contract. 230 de copii vor beneficia de serviciile centrului. În această zonă vor mai fi construite în viitor mai multe blocuri destinate tinerilor.